Discutăm în continuare acest subiect cu comentatorul politic Ion Tăbârță, care este în legătură directă cu noi. Domnule Tăbârță, bună ziua! Bună ziua! Așadar, Renato Osatăi, care s-a clasat pe locul 3 în primul tur al alegerilor prezidențiale, a anunțat categoric că nu o susține nici pe Maia Sandu, care aspiră la un nou mandat, dar nici pe Alexandru Stoianoglu, candidatul PSRM. Vă surprinde această decizie după ce ne amintim că la precedentul scrutin prezidențial Osatăi a decis totuși să o sprijine, ce-i drept doar declarativ, pe Maia Sandu? Nu, nu mă surprinde și de fapt era o decizie anticipată. Renato Osatăi, ca și atunci, a ieșit acum pe locul 3, practic același număr de vot. Atunci domnul Renato Osatăi a declarat sprijin pentru Maia Sandu, însă trebuie de precizat că totuși votanții lui nu s-au dus în mod organizat în a vota pe Maia Sandu, dar cumva s-au împărțit între ei. Însă ulterior, pe Renato Osatăi, practic acea susținere pentru Maia Sandu l-a costat în anul 2021, sau pe formațiunea condusă de către el, a costat o trecere în Parlament. Probabil, luând în calcul acea experiență, în plus faptul că va veni sau nu va veni cu un mesaj de susținere a lui Maia Sandu sau a celuilalt candidat, electoratul lui până la urmă nu va vota tință, cred că nici de data aceasta, pentru un anumit candidat. Cel mai probabil iarăși se vor împărți voturile. El, în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor, a luat această decizie ca până la urmă alegătorii sau electoratul său sau cei care l-au ales, l-au votat, să decidă singur cum să procedeze, pe cine să voteze în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. Așadar, Osatăi a spus că el nu va vota niciunul dintre cei doi candidați care au acces în turul 2, dar și-a îndemnat susținătorii să ia singură o decizie, așa cum menționați și dumneavoastră. Cum credeți că vor proceda cei peste 213.000 de alegători care l-au votat în primul tur pe Osatăi și cât de important este acest segment de electorat, spre cine ar putea migra și ce efecte ar putea avea un eventual refuz de a se prezenta la urne? Un eventual refuz de a se prezenta la scrutinul prezidențial, desigur va crește rata de participare, va scădea, la rata de participare. Totuși, noi uităm în comparație cu ceilalte două scrutine prezidențiale din 2016 și din anul 2020, prezența în turul 2 a fost mai mare decât cea în turul 1. În turul 2, chiar cu, în 2020, chiar cu 10% mai mult. În mod logic și uitându-ne la profilul în linie mare a lui Renato Osatăi, acest lipsă de apel a dumnealui, mai degrabă tindem să credem că ar putea să fie avantajat Alexandru Stoianoglu, că totuși profilul lui Renato Osatăi este mai mult de un politician de stânga sau de centru stânga. În 2020 am văzut că apelul lui de a se prezenta și a susține-o pe Maia Sandu în turul 2 nu a fost ascultat de către toți alegătorii săi. Atunci am văzut acea divizare. Acum, o lipsă unui astfel de apel a susținerii candidatului pro-european ar putea să aibă efectul că totuși mai mulți din votanții lui vor merge spre candidatul de stânga, și anume Alexandru Stoianoglu. Însă este greu de spus, cel mai probabil iar acest electorat sau alegătorii săi se vor împărți. Urmează să vedem cine va avea mai mult de câștigat. În aparență, în momentul dat, pare să câștige sau să fie avantajat Alexandru Stoianoglu, pentru că mai mult de acest apel avea nevoie și de această susținere avea nevoie Maia Sandu, dar reieșind din faptul că totuși calculele celorlalți votanți l-ar avantaja pe Stoianoglu. Dar urmează să vedem până la urmă cum vor proceda acești alegători ai săi. Dacă se vor prezenta la alegeri și dacă da, pe cine vor susține.
În acest context, cum ar trebui Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu să-și adapteze strategiile electorale pentru a atrage acest segment de electorat, dar și pe cei care încă rămân indeciși? De fapt, acum mare bătălie este de anume pe indeciși. Pentru că trebuie să recunoaștem că o bună parte din alegători, poate chiar marea majoritate a lor, sunt decis cu cine să voteze. Fie votează pentru Maia Sandu, fie că s-au decis să voteze pe Alexandru Stoianoglu. În funcție de preferințele geopolitice a vectorului de dezvoltare al statului nostru. Însă există un anumit bazin de centru. Noi nu știm exact cât este el, 10-15%, poate mai mult, poate mai puțin, și bătălia se dă pe acest bazin. Totuși, tind să cred că electoratul pro-european este mai numeros decât modul în care s-a votat la alegeri și, de fapt, apelul lui Maia Sandu este că haideți să mergem spre o cale de dezvoltare, ori această cale de dezvoltare în actualul context regional este anume integrarea europeană și anume că, și ea a spus ieri clar în dezbaterile televizate, că nu este alegerea dintre ea și Stoianoglu, dar este alegerea între un parcurs de dezvoltare sau unul de regres. Și de fapt, noi avem nevoie de continuitate sau parcursul european al Republicii Moldova are nevoie de continuitate. Alexandru Stoianoglu, din potrivă, a apelat la echilibristica geopolitică, neutralitate, pace și cu unii și, sau relații bune și cu unii și cu alții. Da, noi trebuie să mergem spre vest, dar nu rupând legăturile cu estul. Fiecare vine cu mesajul său, cineva pentru continuitatea parcursului european, altcineva, și ne referim aici la Stoianoglu, tot pentru un parcurs european, dar cumva mai moderat, încercând să păstrăm relații bune și cu țările din Est sau cu precădere cu Rusie, ce desigur este cumva complicat în momentele date și cetățenii ar trebui cineva să conștientizeze din mesajele celor doi ce este real, ce este realist, ce este realizabil în momentul dat, ce nu, rămâne o retorică, niște teze foarte frumoase, dacă să le spunem așa, însă care au o mică conexiune cu partea practică a lucrurilor. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste comentarii.